Primii copii cu starea de sănătate afectată de varicelă s-au prezentat la Opus Latina în weekend. Luni, dintr-o clasă pregătitoare, au absentat mai mult de jumătate, pentru ca astăzi alții micuți să fie diagnosticați sau suspectați că au varicelă. Am luat ca și măsuri dezinfecția pe care am făcut-o ieri după amiază. Ea mai era făcută în data de 24 martie. În cele două săptămâni cât au trecut, bănuiesc că nu au fost probleme. Tot ce a ținut de unitatea noastră școlară și de conducere, toate demersurile au fost făcute. Din cauza numărului mare de cazuri, Direcția de Sănătate Publică Olt a declarat focar de varicelă la școala gimnazială numărul 11 din Slatina. În vederea limitării extinderii acestuia, pentru că boala este foarte contagioasă, copiii suspectați că ar fi contactat boala au fost îndemnați să nu mai vină la școală. În momentul de față, DSP monitorizează împreună cu cabinetele de medicină școlară și medicii de familie evoluția bolii și importante sunt măsurile care trebuie luate. Există ca și măsură preventivă vaccinarea cu virus, cu vaccin varicelos. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la starea de sănătate a copiilor, în special dacă aceștia s-au aflat în preajma micuților diagnosticați cu varicelă. Simptomatologia bolii nu este una specială, putând fi ușor confundată. Să evite aglomerațiile, să evite contactul cu copiii care prezintă erupția specifică, să se adreseze medicului dacă după circa 14-21 de zile de la presupusul contact cu un copil afectat să prezintă o modificare a stării de sănătate. Cea mai bună metodă de a-i feri pe micuți de a face varicelă rămâne vaccinarea. Imunizarea antivaricelă este cuprinsă în programul național. Părinții care doresc să-și ferească micuții de această boală pot achiziționa vaccinul din farmacii. El se administrează în două doze la 28 de zile distanță.